Bine v-am regăsit la un nou clip cu top 3 întrebări și răspunsuri. Astăzi abordăm 3 subiecte importante, a fi de rece atac ardeii, semănarea spanacului în solar și cauza iuțirii ridichilor. Însă, înainte de a începe, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când publicăm un conținut nou. Să începem cu prima întrebare. Ce sunt aceste insecte și ce soluții bio pot folosi pentru combatere? Din fotografiile trimise, observăm că ardeii sunt atacați de afide sau păduchii plantelor, așa cum mai sunt cunoscute aceste insecte. Ele înțeapă frunzele sau pețiolul, înfingând trompa în vasele de transport și suc seva elaborată a plantelor. Din această cauză, produc pagube importante dacă nu se iau măsuri imediate. Pentru combaterea biologică, noi vă recomandăm o combinație de două produse, lumic împreună cu chilatum, aplicate prin stropire. Stropirea se face dimineața de vreme, folosind un volum mare de apă, iar soluția se aplică pe plante până la punctul de scurgere. Trecem la cea de-a doua întrebare. Când se seamănă spanacul în solar pentru a fi recoltat în primăvară? Pentru cultivarea în solar, spanacul se seamănă la sfârșitul lunii octombrie, recoltarea făcându-se în cursul lunii martie. Pentru a asigura obținerea de spanac proaspăt pe o perioadă mai îndelungată, se poate semăna eșalonat din 2 în 2 săptămâni. Spanacul se poate semăna la o adâncime de 2-3 cm, se utilizează o distanță între rânduri de 25-30 de cm și 10-12 cm între plante. Norma de sămânță este de 15-20 kg pe hectar. Și ultima întrebare din această ediție. Care este cauza care provoacă iuțirea ridichilor? Unele varietăți de ridichi pot avea un gust mai înțepător, însă dacă acesta este mult prea accentuat, problema poate apărea din cauza faptului că s-au dezvoltat mult prea încet, plantele nu au fost irigate la timp sau au fost recoltate prea târziu, fiind astfel favorizată acumularea uleiilor eterice. Spre deosebire de morcov și sfeclă, acestea nu se îndulcesc dacă sunt păstrate mai mult timp în pământ. Din acest motiv, aceste plante se seamănă eșalonat și se recoltează imediat de aceea ajung la maturitate. Am epuizat toate întrebările pentru ziua de astăzi, dar vă așteptăm în continuare întrebările voastre, pentru că noi suntem pregătiți cu răspunsuri pentru fiecare caz în parte. Până data viitoare, vă urez mult spor în solar!